Bună dimineața, dragilor! Astăzi vin din nou cu o metodă nouă, de exemplu, da? Naturală, pentru a îndepărta mirosul neplăcut din încălțămintea noastră. În primul rând vreau să știți că umiditatea este cauzată de transpirația picioarelor, da? Și este un loc foarte prielnic în pantofii noștri, pentru dezvoltarea anumitor bacterii și ciuperci. În primul rând, este foarte indicat să ne procurăm mereu încălțăminte de calitate, adică să fie din piele pe cât posibil sau din material textil, pânză sau altele, da? Așa. Și pentru copii la fel. Deci eu v-am spus și îmi place să mă repet mereu calitatea înaintea cantității. Am mai discutat despre asta, dar vă repet că ciorapii sunt foarte importanți să fie 100% de bumbac și nici de cum fibră textilă, sintetică. Pentru că degeaba cumperi un papuc bun, dai mulți bani pe un papuc de calitate și înăuntru pui un ciorap sintetic, pentru că n-o să funcționeze. Este o vorbă la noi. În Maramureș, ce dai pe mere, iei pe pere sau ceva de genul. Deci dacă îți cumperi un papuc bun de calitate, musa investește în 10 perechi de ciorap de bumbac să le ai pentru mai multă vreme și să fie, cum să spun, și piciorul tău să fie sănătos. Ca să nu avem papuci mirositori, urât mirositori, de asemenea ar trebui în primul rând să excludem prezența unei micoze a piciorului sau a unor ciuperci la unghii. Deci, eu vorbesc pentru o persoană care nu ar avea aceste probleme. În cazul în care ai probleme cu micozele sau cu ciupercile la unghiile picioarelor, da, așa, eu recomand mereu uleiul de oregano și cine folosește uleiuri esențiale de la Dutera știe că uleiul de oregano este bun pentru a trata, efectiv, a trata și a vindeca aceste micoze. Așa. De asemenea, este indicat, dacă stai foarte mult în papuci toată ziua la muncă, de exemplu, să alternezi pantofii de la o zi la alta. Într-o zi să-ți iei o pereche și într-o zi alta. Deci să ai cel puțin 2-3 perechi de pantofi și nu, să nu te duci mereu în aceeași zi, cu aceeași, adică zile la rând, cu aceeași perechi de pantofi. Ca ei să se poată, cum să spun, usca, aerisi, să se relaxeze și papucul, să-i spun așa. E foarte important, de altfel, să nu ținem pantofii într-un dulap ermetic închis. Sunt, într-adevăr, și am văzut la foarte multă lume, ca să fie ei foarte organizați și foarte, cum să spun, la locul lor, când intri pe hol și așa, au anumite, un dulap care este închis ermetic total, unde se pun papuci așa foarte frumos și se organizează. Nu tare sunt indicate. Poți să-i pui până la urmă, dar întâi dacă vii de afară din ploaie sau așa cu papucul ud și murdar și transpirat, îți închipui dacă îl pui acolo înăuntru, în acel spațiu închis, cum o să se prezinte și acel papuc, dar și ceilalți se impregnează de miros. Deci, în primul rând, ar trebui ținut undeva, mă rog, lângă un calorifer sau dacă ai un balcon închis sau așa, ca să se usuce papucul și pe urmă să-l folosești niște spray-uri sau, mă rog, ce vă arăt eu acum aici, și apoi pus în acel dulap. Eu, de exemplu, am, că așa este casa asta unde locuiesc, sub scară, cum ar fi, e făcut un spațiu pentru papuci și pentru haine. Deci este un spațiu deschis, am un raft, într-adevăr, dar e de metal, așa, și așa stau papucii. Deci nu sunt închiși ermetic. Bun. Am spus că este important să-i ținem mereu uscați ca să nu... și spălați. Deci dacă sunt Adidas de sport sau sunt papuci care se pot spăla, este foarte indicat. Eu de obicei ăștia îi spăl cu covorașele din baie sau, nu mai știu, alte haine așa mai negre, ceva, pantaloni sau așa. Deci îi pun la spălat, nu singuri, dar cu alte haine și ar trebui văzut instrucțiunile dacă se spală sau nu se spală. Ăștia n-am să-i spăl niciodată în mașină, da? Așa, și să vă prezint câteva soluții foarte simple și la îndemâna oricui. În primul rând, am să încep cu asta uscată, de exemplu. Aici eu am o,
solniță, să-i spun așa, care nu o folosesc pur și simplu și am zis, uite ce idee bună, să fac aici un praf de bicarbonat de sodă, da, cu niște uleiuri esențiale, nu foarte mult, deci nu o să fac asta plină, pentru că bicarbonatul de sodă, atâta timp cât chestia asta nu este ermetică, închisă, da? Deci bicarbonatul, el absoarbe apă din aer și pe urmă pudra nu va mai fi eficientă, va fi cumva așa lipicioasă, da? Deci nu o să fie uscată. Dacă nu ai pudră de bicarbonat, se poate face și cu amidon de porumb. Eu am avut, dar mi s-a terminat, deci am bicarbonat. Oh, hai să punem așa, aici punem întâi, da? Într-o... Cam așa, două linguri, da? Și pot să pun, de exemplu, ce uleiuri esențiale vreau eu. Poate aș pune niște eucalipt, că miroase fain. Cine folosește știe. Așa, trei picături de eucalipt și aș mai pune trei picături de mentă. Să fie, să am niște papuci răcoroși. Așa. E foarte simplu. Dacă nu ai uleiuri esențiale, pune doar așa gol. Deci nu e problemă. Eu fac pentru cei care au sau pentru cei care vor să își procure și poate să vadă câte utilități au aceste uleiuri, că nu sunt, după cum am spus, parfumuri. Da? Așa. Bun. Să nu cadă. Perfect. Și pe urmă avem un căpăcel, da? Punem capacul și e gata soluția, da? Am să pun, deci, de exemplu, când vin de afară sau așa, pur și simplu, uite, pun în tot ăsta, nu vă închipuiți ce frumos miroase, da? Și las așa, las soluția, peste noapte și dimineața, înainte să plec undeva sau așa, pur și simplu iau papucul frumos și îl scutur. Acum nu vreau să-l scutur, îl scutur, da? Pentru că este doar... Poate îi pun mai mult un pic. Doar bicarbonat. Așa, asta ar fi una. Foarte simplă, la îndemâna oricui. A doua, și mai simplă, uite așa, o dischetă de vată, 100% de bumbac, dacă e posibil. Eu am treabă cu chestiile naturale, da? Pur și simplu, deci pe o dischetă de bumbac pot să pun, de asemenea, niște picături de... Ce aș putea să pun? Uite, vreau să pun să miroase frumos niște portocală sălbatică. Așa. Și mai pun niște levânțică. Așa. Și pur și simplu, așa, această dischetă o pun în papuc. Uite așa cum se găsește. Da? Și o să absoarbă. Deci absoarbe mirosurile neplăcute și emană, mă rog, e acolo undeva, emană astea de aroma de uleiuri esențiale. Dacă nu ai uleiuri esențiale, uite, anume am adus o lămâie, tai frumos coaja de la lămâie, da? Și o pui în papuc, peste noapte. Sau, dacă nu ai lămâie, portocală. Deci e la îndemâna ta. Tai, belești când dai jos, da, coaja de portocală și la fel, o pui în papuc peste noapte și absoarbe de asemenea. Și acum mai fac un spray, da, tot pentru papuci și anume, cam din sticluța asta, nu e mare sticluța, are vreo 200 de mililitri, am să pun 1/3 oțet, oțet alb fără pretenție, așa. Am pus prea mult. Așa. Da, se întâmplă. Îl pun înapoi. Nu mi-am dat seama. Ok. Bun. Am pus oțetul. Pe urmă, aș pune niște arbore de ceai. Ulei de arbore de ceai, care este un foarte, foarte bun dezinfectant. Cam 10 picături, nu mai mult. Și aș mai pune, am un ulei foarte fain, opa, care se numește
purify, adică purifică, da? Și la fel, ăsta îl folosesc și la băi, de altfel, la băile cu sare. Ok. Asta este ca un fel de spray antibacterial, îl folosesc eu. Și restul completez cu apă. Dacă vrei, poți să mai pui și un alt ulei de mirosit. Așa, doar să avem răbdare, pentru că pâlnea mi este micuță. Și mi-aș vrea să dea pe lângă. Cam așa. Deci sunt soluții la îndemâna oricui. Ai uleiuri sau nu ai, mă rog, inventezi, improvizezi. Și punem... Astea eu le cumpăr de pe din anumite magazine de care se ocupă așa cu uleiuri esențiale. Și e gata spray-ul, da? Din nou, pur și simplu, vin de la muncă sau așa, îl las întâi să se usuce, da? Deci nu pun peste ud, las să se usuce și pe urmă dau așa câteva pufuri și până dimineață, în următoarea zi, când merg la muncă sau la alergat sau oriunde, deci este foarte bun. Acest spray, de asemenea, este foarte bun pentru saltelele de yoga, pentru geanta sau rucsacul cu care te duci la antrenament, ți-l pui acolo și doar îl spray-ezi așa. Și ce mai este foarte interesant iar, uite, hârtie de copt, da? Pur și simplu, nu vreau să fac foarte mare zgomot, spray-em hârtia, ea se impregnează cu acest miros, da? Și la fel, o băgăm în papuc. Simplu și eficient și foarte, cum să spun, metode naturale și, să spun așa, ele sunt, aceste metode sunt foarte, cum să spun, nu sunt făcute cu soluții otrăvitoare, da? Pentru acele persoane care au, de exemplu, animăluțe în casă și care le mai place un cățel să vină să mai își bage nasul într-un papuc sau să-l ia și să-l roadă sau, mă rog, deci sunt foarte în siguranță și pentru copiii mici și pentru cei care au animale în casă și pentru noi în general. Deci mie îmi place, cum v-am spus, o sănătate holistică chiar constă în toate aceste lucruri pe care le fac și le consum zi de zi. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult încă o dată și să ne vedem cu bine mâine!